Bună ziua, dragă audiență, și bine ați venit împreună cu Nina și cu muzeograful Axinte Maria. Suntem într-un loc, fostul penitenciar din Pitești, care are o amprentă foarte, foarte puternică și impresionantă lăsată istoriei noastre. Dar mai multe te rugăm să ne spui tu. Bună! Bună ziua! Chiar suntem la un fost penitenciar. Cum spuneam și mai devreme, multă lume încă ne sună pentru deținuți actuali, pentru vizite. Adevărul este că este o închisoare care nu mai funcționează deja de foarte multă vreme. Din anii 70, mai exact, din 77. Lumea este foarte surprinsă să afle lucrul acesta și mai surprinzător este că, de fapt, ea a devenit clădire de birouri în anii 70-80 și chiar și astăzi o parte încă funcționează drept clădire de birouri și doar o parte este muzeu, partea pe care am amenajat-o noi. Așa că, în continuare, are o istorie destul de tulburată. Chiar anul acesta am reușit să clasăm toată clădirea pentru că se dorea chiar dispariția părții din spate, unde erau cele mai multe celule. Deci încă fosta închisoare trece prin modificări și tulburări și astăzi. Ce găsim la interior? Găsim în primul rând două muzee, da. Nu este doar unul, pentru că am început cu Memorialul Închisoarea Pitești din 2014, primele expoziții. Este o expoziție care trece printr-o contextualizare. Vorbim despre cine erau persoanele care mai târziu au fost închise aici, cum a fost comunizată România, vorbim în mod special despre mișcările de rezistență și despre fenomenul Pitești, partea cea mai dură din istoria penitenciarului. Apoi mergem mai departe să aflăm despre ce s-a întâmplat cu acești deținuți după detenție, apoi perioada Ceaușescu, pentru a încheia acest cerc al comunismului și pentru a înțelege exact de unde a venit și cum s-a terminat povestea comunismului în România. Muzeul are și o librărie în care avem, bineînțeles, mărturii ale celor care au trecut prin această închisoare și prin fenomenul Pitești, studii, tot felul de suveniruri pe care le pot lua acasă vizitatorii. Și avem și Muzeul Comunismului pentru Copii, pentru că la Memorial pot vizita doar persoanele peste 12 ani, subiectul fiind foarte dur. Și atunci am deschis de curând și sperăm să îl finalizăm anul viitor, Muzeul Comunismului pentru Copii. Istoria comunismului pe înțelesul celor mai tineri. Bine, păi să începem incursiunea. Sigur, vă rog. Memorial se intră chiar prin acest prim coridor. Închisoarea, de fapt, este mult mai mare, după cum vă spuneam, decât ceea ce se vizitează. Dar noi, cum spuneam și mai devreme, am împărțit expoziția în etape, tocmai pentru ca vizitatorul să afle etapizat ceea ce s-a întâmplat în acest loc și, în general, în România comunistă. În acest prim coridor vorbim despre primele mișcări, să zicem, politice din România, perioada interbelică, comunizarea României, primele partide procomuniste, despre securitate și despre primele arestări, bineînțeles. Plecând de la primul coridor, se intră pe coridorul principal. Momentan, și de obicei avem expoziții temporare în muzeu, aceasta este o expoziție internațională. Coridorul face trecerea de la comunizare la istoria acestei închisori, în sensul că aici pe coridor aflăm despre primele grupuri de rezistență anticomunistă. Putem să mergem mai aproape. Mai puțin cunoscute aceste grupuri din munți, persoane care au preferat să fugă, să se ascundă ca să nu fie arestate și așteptând și ajutor extern. Aici ne referim la atât grupuri din toată România, cât și la un grup local. Se poate ieși și în curtea interioară. Este una dintre curțile de plimbare ale închisorii. Astăzi aici avem un cimitir simbolic, da. Pentru că aici au murit persoane și nu știm exact unde au fost îngropate, în sensul că este nevoie de o cercetare mai elaborată. Știm că erau îngropați la cimitirul central, de aici din Pitești, dar nu știm exact care era locul, orașul s-a mărit, cimitirul s-a mărit, foarte multe chestiuni încă neclarificate. Dar tot de aici puteți vedea mai bine și clădirea. Partea din dreapta noastră, clădirea care se vede și de la intrare, era administrația, a fost închisoare, aici aveau birourile cei din administrație, doctor, director, gardieni. Iar deja clădirea pe care o vedeți mai înaltă și care de altfel din față nici nu se observă, este clădirea pentru deținuți, prima clădire pentru deținuți, și vedeți că are etaj și un nivel de subsol. Și în spate mai este o clădire, cea la care noi nu avem acces, care are și etaj 2 și un al doilea nivel de subsol, deci încă și mai mare. Aici se aflau celulele. Bineînțeles, la fiecare nivel se aflau celule. Practic aici
S-a murit, efectiv. În închisoare, dar nu au fost îngropați aici. Dar da, au murit și pentru că familiile nu mai erau anunțate. Au fost persoane care au murit în urma violențelor. Da. Dacă familiile recuperau cadavrele, ar fi văzut că nu e vorba de un infart sau ce se scria în certificatul de deces și ar fi pus întrebări. Și atunci, ca să nu pună întrebări, securitatea a luat decizia de a nu mai anunța familiile și atunci administrația era cea însărcinată cu îngroparea lor. Cum spuneam, probabil la cimitirul central, pentru că unii au fost recuperați de acolo și duși în diversele orașe, localități de unde provenea familia. Dar ca să ne amintim că totuși au murit persoane aici, nu știm exact despre fiecare ce s-a întâmplat, am plantat, practic, odată cu muzeul aceste cruci. Am recuperat o identitate a unor cruci foarte interesante din România, din mai multe zone din România, încercând să recuperăm, practic, identitatea deținuților. Deci acum am trecut de zona administrativă. Da. Și acum intrăm deja în clădirea pentru deținuți. Ne vom îndrepta spre subsol. Această zonă de subsol erau dușurile și spălătoria. Doar că astăzi, sigur, cu trecerea timpului s-a transformat această clădire și fiind zona de subsol, demisol mai exact, au fost multe infiltrații și atunci arată foarte plastic această zonă de închisoare. Dar în momentul construcției, în 1941, închisoarea de la Pitești era cea mai modernă din România. Vorbim de materiale de construcție moderne, adică beton, vorbim de supraveghere prin armament, deci nu mai găsim uși groase și zăvoare foarte zgomotoase. Vorbim de supraveghere prin armament și atunci nu mai aveau nevoie de aceste elemente de siguranță neapărat. Și mai vorbim despre o închisoare care avea sistem de încălzire centrală, era prevăzută cu infirmerie, capelă, se presupunea că cei care ajung aici vor avea o viață decentă. După venirea comuniștilor, sigur că aici au ajuns deținuți politici care n-au avut parte de nimic din toate aceste facilități. Practic, degeaba le-au avut în construcția închisorii. Iar partea aceasta de subsol, sigur, aici vorbim de fenomenul Pitești, pentru că e o perioadă foarte dură, iar acest subsol ne dă o anumită atmosferă, dar, practic, această închisoare era nouță atunci când ajung primii deținuți după instaurarea comunismului. Sigur, poate unele calorifere au mai fost înlocuite în timp, nu știm exact, se vede și culoarea pereților, sunt diferite straturi. Din păcate, arheologie contemporană este mai rară, nu doar în România, este o adevărată problemă, tocmai pentru că se foloseau materiale similare și în anii 40 și în anii 70, e nevoie de un specialist care să ne spună. Dar, de altfel, se vede și cu ochiul liber că sunt mai multe straturi și e clar că a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul timpului și această zonă din închisoare. Dar aici, în subsol, vorbim etapizat despre fenomenul Pitești, o perioadă foarte dură din istoria acestei închisori și care înseamnă, de fapt, tortura sistematică aplicată de autorități unor studenți, undeva la peste 600 de studenți, pe o perioadă de 2 ani, între 1949 și 1951. Vorbim de o tortură fizică, psihologică și spirituală, are mai multe dimensiuni. Dar ce este unic, pentru că a fost numit mai târziu, numită această violență, fenomenul sau experimentul Pitești, ce este unic la fenomenul Pitești este că deținuții trebuiau să se transforme din victime în agresorii propriilor colegi și, practic, ei își aplicau unii altora aceste metode de tortură la care erau supuși inițial ca victime. Ideea era ca ei să parcurgă în anumite etape aceste torturi până ajungeau la un moment la care nu mai puteau rezista. Cedarea însemna transformarea lor în agresori. Ideea regimului era, în primul rând, să-i compromită, pentru că cine mai putea să spună că este o victimă în momentul în care și-a lovit colegul sau a dat informații despre cineva și acea persoană a fost adusă la închisoare. Bineînțeles, ei ieșeau în societate și nu mai ajungeau prim-ministri, medici, reputați, ceea ce ar fi trebuit să devină studenții la momentul respectiv, ci deveneau doar un fel de persoane, doar o carcasă, nu mai puteau să ridice voce împotriva comunismului, nu mai puteau să influențeze în jurul lor. Pe de altă parte, s-au urmărit ținerea lor în viață, deci nu erau omorâți, ci erau ținuți în viață ca să dea toate informațiile. Pentru că, sigur, erau parte din organizații anticomuniste, studenții aveau foarte mulți colegi, unii încă se ascundeau, securitatea dorea să aresteze pe oricine. Chiar și un vecin care a înjurat sovieticii la ocuparea României de către armata sovietică, și acea persoană trebuia adusă la închisoare. Deci orice informație trebuia, orice nici nu-și aminteau studenții ceea ce voia securitatea să afle,
orice amănunt era scormonit în fel și chip numai să iasă acea informație. Putea să fie o informație falsă, că sigur, sub tortură, cu toate acestea oamenii erau arestați în urma declarațiilor. Deci, aceste camere din subsol reiau aceste etape ale fenomenului Pitești. Putem să intrăm în această cameră. Aici avem și câteva elemente de penitenciar împrumutate de la închisoarea Jilava, pentru că, sigur, aici fiind clădire de birouri de atâta vreme, nu păstrăm obiecte originale. Și acestea sunt aduse de la penitenciarul din Jilava, care încă mai păstrează și, apropo, se poate vizita. Chiar puteți face o vizită? Vedem și mesajele pe care le avem pe pereți, ba mesaje de la deținuți, ba niște povești micuțe despre anumiți deținuți. Și asta le vedem aproape în toate încăperile. Deci în momentul în care vii, poți să stai să citești și intri mai adânc în povestea și în fenomenul Pitești. Exact. Panourile conțin și informația istorică și citate, fotografii ale deținuților, fotografii ale celor din securitate sau din administrație, diverse documente extrase din dosarele fostei securități care au fost studiate ulterior, foarte multe informații care pot, chiar și aceste coduri QR prin care aflăm mai multe despre anumite biografii. Uite, spre exemplu, aici putem afla mai multe despre Eugen Țurcanu, inițial arestat pentru că în copilărie, la 14-15 ani, a făcut parte dintr-o organizație legionară. El era deja membru de partid când a fost arestat, dar a fost condamnat pentru această activitate legionară. Dus inițial la Suceava, în Moldova, acolo erau închiși și alți deținuți. El, fiind sincer comunist, a abordat autoritățile, în special securitatea care se ocupa de deținuții politic, și acolo a devenit un foarte apropiat colaborator al securității, încercând să îi convingă pe studenți să dea informații contra unor avantaje. Doar că studenții nu au vorbit, pentru că sigur își ascundeau verișori, prieteni, frați, nimeni nu voia să-i aducă pe aceștia la închisoare. Nu a primit foarte multe informații securitate în această perioadă, deși a făcut eforturi. Dar se pare că plănuia ceva mult mai violent securitatea, pentru că l-a trimis pe Eugen Țurcanu la această închisoare, la Pitești, în 49. Odată cu el au trimis și un grup de deținuți de la Suceava, toți studenți și ei, care au crezut că vor colabora și la Pitești, cum au făcut și la Suceava, în sensul că dacă vor da ceva informații, utile sau nu, vor putea să fie eliberați, poate mai devreme li se promiteau lucruri de genul acesta. Așa că din aprilie 49 încep să fie aduși acești studenți care, într-o formă sau alta, dintr-un motiv sau altul, colaborau cu autoritățile, sperând la o eliberare. Pe coridor se desfășoară fotografii ale celor care au trecut prin fenomenul Pitești. Vorbim despre acești studenți. Studenții erau cu vârste sub 27 de ani, dar au fost chiar și câțiva elevi care au trecut prin aceste violențe. De ce studenți? Pentru că închisoarea Pitești, așa a hotărât regimul comunist, să devină închisoare pentru studenți. În 48 câteva închisori din România au fost categorizate. Am avut, spre exemplu, și o închisoare de copii la Târgșor, pentru minori, femei, intelectuali, demnitari de stat, cum este cea de la Sighet, unde știm că au murit foarte mulți dintre cei care au făcut Marea Unire. Studenții ajungeau aici și, cum spuneam și mai devreme, aveau o impresie foarte bună despre acest loc. Pentru că, sigur, era o închisoare modernă, dar nu numai asta, aveau și multă libertate în penitenciarul acesta. Puteau să se plimbe pe afară, nu era o închisoare supraaglomerată, capacitatea ei era de 700-800 de persoane și studenții nu au fost 600 în același timp, ci erau aduși în grupuri, și atunci aveau timp să se plimbe, pentru că nu trebuiau să facă cu rândul, puteau să se plimbe o oră sau două pe zi într-o anumită perioadă. Iar ușile de la celule erau chiar deschise și studenții puteau să comunice între ei, cu cei din alte celule. Și unii s-au simțit, cum spuneau și mai târziu, printre prieteni, ca la facultate, s-au reîntâlnit cu colegi și de facultate, poate au fost arestați în aceeași perioadă, despărțiți, duși pe la sediile securității, pe la Suceava, pe la alte închisori și apoi au ajuns la Pitești. Și atunci studenții erau încântați că pot să afle informații de la colegi, să-și, bineînțeles, să-și împărtășească grijile, gândurile,
fără să își dea seama că printre ei unii deveniseră deja colaboratori din grupul trimis de la Suceava și care erau plasați de securitate în camere tocmai ca să obțină informații pentru securitate. Nu și-au dat seama pentru că n-aveam niciun motiv să-i suspecteze pe colegii lor. Practic toți erau deținuți anticomuniști. Așa se face că prima impresie a fost una foarte bună și i-a făcut pe student să se relaxeze foarte mult în această închisoare. Doar că la scurt timp, în a doua jumătate a anului 1949, situația s-a schimbat complet, iar aceste libertăți n-au mai existat. Nu mai exista plimbare afară, scrisori trimise acasă sau vorbitor cu familia, nu mai existau uși deschise, nu puteau să vorbească decât în șoaptă, în celulă, și foarte diferit față de lunile din urmă. Se vor întreba studenții, sigur, de ce aceste schimbări majore și vor afla ce se întâmplă în momentul în care, într-o zi, un grup de studenți se afla într-o celulă de la subsol, altă parte de subsol decât aceasta. Eugen Țurcanu era și el prezent și la un moment dat Eugen Țurcanu dă un semnal către unii din celulă și strigă pe ei. La acest semnal unii încep să scoată din bagaje, bâte, picioare de scaune și să-i lovească pe ceilalți. Primul șoc pentru studenți să fie loviți de colegi, apoi dacă cineva încerca să se apere, interveneau gardienii, îi loveau tot pe ei, cei loviți. Și apoi chiar directorul închisorii a intervenit și a lovit. Și atunci studenții și-au dat seama că nu au nicio șansă, pentru că administrația este cea care conduce aceste violențe. În perioada următoare au continuat bătăile, s-au extins și în alte celule, până când s-a ajuns la această tortură sistematică, în sensul că le-au făcut un program foarte strict studenților pe parcursul zilei. Se trezeau dimineața la 5, spălau foarte bine prin cameră, mergeau la toaletă 1 minut 30 de secunde. Bineînțeles că nu aveau timp tot să folosească toaleta, așa că aveau o toaletă mobilă, un fel de butoi în celulă. Îl foloseau numai dacă li se permitea. În restul zilei, până la 10 seara, stăteau într-o poziție fixă, așezați pe pat, mâinile pe genunchi, privirea la vârful picioarelor. Dacă își mișcau ochii sau capul, erau loviți. Unul dintre studenți avea această sarcină, avea bâta în mână și lovea pe fiecare în momentul în care se mișca. Dacă nu, ajungea el în poziția de victimă și altul era pus să lovească. Eugen Țurcanu era cel care avea această putere. El era șeful celulei și, bineînțeles, cei care colaborau cu autoritățile. Și ei se asigurau că nimeni, indiferent de poziția în care este, nu se poate mișca liber. Chiar și noaptea trebuiau să doarmă numai pe spate. Dacă se mișcau, se foiau în somn, erau din nou loviți. Deci unii nu puteau să doarmă pentru că automat când se mișcau erau loviți. Eugen Țurcanu avea și libertatea de a verifica ce se întâmplă în celelalte celule, tocmai pentru că el primea ordine de la securitate, oamenii securității erau pe coridoare și dădea ordinele direct lui Țurcanu, tocmai ca să nu existe interceptări ale acestor ordine, totul se făcea la fața locului și verbal. Nu există de altfel niciun document care să ne spună cine a plănuit toate aceste torturi, dacă le-a plănuit detaliat și cât de detaliat, nicio semnătură lăsată pe o pagină să ne dăm seama cine este cel care a gândit. Se presupune că totul a fost gândit în Uniunea Sovietică, pentru că cei care au creat securitatea în România au fost agenți sovietici și au și condus securitatea în anii următori, din 48. Dar, sigur, studenții nu știau toate aceste detalii, nici ei nu știau de ce Țurcanu are acest rol de șef prin celule, dar nu au avut încotro pentru că, după cum spuneam, fiecare mișcare era foarte bine supravegheată. Doar că aceste bătăi și aceste poziții fixe au continuat să existe până când au început torturile pentru informații. Și atunci a fost o perioadă foarte grea pentru studenți, pentru că trebuiau să asiste, fără să facă nimic, la bătăile și la torturarea colegilor. Se ajunsese la chestii atât de absurde încât dacă nu spuneau cuvânt cu cuvânt aceleași declarații, erau bătuți, deci era o bătaie gratuită și absurdă. Așa că unii au început să cedeze. Ce însemna să cedeze? Însemna să dea informații, pentru că asta aștepta securitatea de la ei. Bineînțeles că din această perioadă de împrietenire și de libertate în închisoare, aflase securitate că iau foarte multe informații încă ascunse, multe persoane pe care le ascund pe la prieteni, pe la rude, și multe activități pe care le-au făcut împotriva comunismului, mesaje, scrisori, tot felul de activități anticomuniste pe care le aveau și pe care nu le-au declarat la securitate. Și atunci studenții au început să cedeze pentru că nu mai rezistau și trebuiau să declare toate persoanele și toate activitățile lor
Putea fi vorba chiar de părinții lor. Dacă au înjurat un sovietic, trebuia trecut pe hârtie și omul era arestat pentru asta. Sigur, nu mai vorbim de faptul că părinții lor au fost arestați automat, în unele cazuri, doar pentru că erau părinții lor, în general tații. Dar din acel moment începea transformarea studentului, momentul în care dădea prima declarație, ajungea să fie pus în fața unui prieten bun și se cerea să lovească. Deci în momentul în care studentul nu mai suporta tortura, spunea, dau declarație, era dus separat tot de Eugen Țurcanu și dădea în fața lui această declarație pe care Eugen Țurcanu o rescria, o letria, el tria toate declarațiile, dădea la securitate, persoanele erau arestate. Iar deținutul nu avea libertatea de mișcare sau nu era eliberat din închisoare, cum poate i s-ar fi promis, ci trebuia să îi convingă și pe colegi să vorbească. Trebuia să-și lase trecutul în urmă și de acum, până nu declară toți tot ce știu, nimeni nu poate să iasă. Și atunci era pus în multe cazuri în fața prietenului cel mai bun sau în fața fratelui, au fost și frații arestați împreună, și se cerea să-l lovească. Dacă refuza, sigur, relua toate aceste etape de la cap. Și ar primea tortură, dar nu mai avea nimic de declarat. Deci, cât puteau rezista ei în acest angrenaj al bătăilor, până când ajungeau la un moment dat să nu mai poată și, într-adevăr, să dea de la o palmă la o palmă mai tare, un pumn, la un moment dat ajungeau să cedeze și în felul acesta. Alții deveneau plantoane, adică erau cei care supravegheau ca ceilalți să stea în poziția fixă. Unii aveau o memorie foarte bună și erau puși să rețină ce se declară în cameră ca să știe când minte cineva. Iar aceste torturi din timpul închiderilor erau atât de dure încât se opreau doar când persoana nu mai făcea față, adică pur și simplu nu mai putea vorbi, nu mai era capabilă să facă nicio declarație. După care, sigur, poziție fixă, că nu putea nimeni să doarmă sau să se întindă pe pat, acesta, sigur, nu se întâmpla. Deci aici este prima trecere de la statutul de victimă la cea de agresor, la cel de agresor. Mai departe ajungem la cea mai dură etapă a fenomenului Pitești, sau cele mai dure. Deja am ajuns la așa numitele demascări, chiar pe panou avem o demascare originală. Era un moment în care studenților li se cerea o dezicere publică de sine și de familie. Adică aici trebuiau să declare lucruri care nu erau neapărat adevărate, dar care îi umileau și care îi tulburau în așa fel încât nici ei nu mai știau să deosebească realitate de minciună. Li se cerea să declare crime pe care sigur nu le făcuseră și atunci trebuiau să inventeze. La final, după zile sau chiar săptămâni, nu mai știau nici ei ce este adevărat din ce au declarat, pentru că trebuiau să fie și foarte convingători când declarau. Și apoi trebuiau să spună despre părinți, în special despre mame, pentru că vorbim de băieți tineri care țineau foarte mult la figura mamei. Și atunci mama a fost cea mai bagiocorită în timpul demascărilor. Trebuiau să spună că mama este o femeie ușoară, să descrie ce relații extraconjugale avea și cu cine. Să nu uităm că majoritatea proveneau din familii conservatoare, mulți din familii de țărani. Deci nu erau, să zicem, România nu avea o intelectualitate de extinsă. Chiar proveneau din familii destul de conservatoare și credincioase. Așa că aceste declarații pe care le și făceau în fața colegilor, poate a celor din sat cu ei sau chiar membrii din familie erau în publicul acesta, vă dați seama ce însemna ca ei înșiși să se umilească în felul acesta. Umilința supremă, da. Da. Dar sigur că au existat și studenți care au refuzat. În fiecare etapă au existat studenți care nu au vrut nici să declare, nici să lovească pe nimeni, nici să-și facă demascările. Foarte, foarte dificilă această situație pentru că ei erau torturați non-stop. Da. Deci, când declarai ceva, se oprea tortura, mai trecea o zi, mai treceau două. Dar când refuzau să declare, nu se putea opri. Era în continuu torturat. Da. Iar Eugen Țurcanu era cel care avea grijă să-i tortureze personal pe cei mai rezistenți. Așa se face că au fost deținuți care au rezistat chiar câteva luni, ceea ce este aproape imposibil, iar când au cedat, au devenit foarte duri ca agresori. De aceea, când auzim termenul torționar, nu suntem de acord cu el, pentru că până la urmă vorbim de o victimă care în unele cazuri, în multe cazuri, a rezistat mult până la a ceda. Deci ideea aceasta de torționar e pusă sub semnul întrebării, tocmai pentru că fiecare biografie este atât de dificil de navigat. Iar vă spuneam la început că exista și o tortură spirituală. Din păcate, la Pitești au trecut și prin așa ceva. E vorba de așa numitele liturghii negre, așa le-au denumit deținuții.
o perioadă în care trebuiau să joace practic scenete din Biblie în felurile cele mai macabre și scabroase. Vorbim de un fel de scenete de teatru de blasfemie în care fiecare trebuia să-și batjocorească personajul sfânt și să cânte cântecele de la din Săptămâna Mare, în special denii, toate modificate, liturghii, sigur, cu cuvinte fie înjurături sau chiar pornografice, ceea ce studenții nu și-au imaginat niciodată că o să fie posibil. Și l-au numit liturghiile negre pentru că, sau slujbele negre, pentru că practic era și un preot, adică un student care trebuia să împărtășească pe deținuți. O făcea cu fecale și urină. Sigur, era preotul care spunea cuvintele de la slujbă, din nou întoarse pe dos, și trebuia să le ofere studenților această împărtășanie. Puțin vorbesc despre aceste momente, vă dați seama că un deținut spunea că simpla amintire îi se pare că e o blasfemie. Spre exemplu, acolo în fotografie, Mihai Buracu este unul dintre elevii care au trecut prin fenomenul Pitești. La 19 ani, acolo în fotografie, a fost arestat. La 21 de ani, e transferat la Pitești. Pentru el, prima impresie a penitenciarului nu a fost deloc bună. A fost chiar foarte dură, pentru că a fost pus chiar în camera unde se întâmplau blasfemiile, el fiind transferat în perioada aceasta în care se întâmplau blasfemiile acestea. Așa că prima lui impresie a fost chiar această cameră cu blasfemii. Și atât de șocat a fost, deși el a primit un rol inedit. Avea o condamnare mică și a primit rolul asinului pe care intră Mântuitorul în Ierusalim. Deci nu a trebuit să împărtășească, să cânte, să batjocorească nimic, și a fost ușurat pentru asta. Dar atât de șocat a fost încât a albit peste noapte. Deci șocul pentru el a fost major. Deși în primele zile nu a fost bătut. Sigur că mai târziu a trecut și el prin moara aceasta a violențelor. Chiar și-a scris memoriile și a murit în urmă cu câțiva ani. Ideea este că unii au fost întrebați de ce n-au preferat să moară. Dacă în alte penitenciare oamenii mureau în fiecare zi, sigur ne referim la deținut politic, aici în 2 ani... Aici nu prea erau lăsat să moară, înțeleg. Nu, chiar deloc. Vreo 11 persoane, în jur de 11 persoane au murit în 2 ani. Și clar, securitatea nu urmărea să-i omoare. Trebuiau să fie vii până la final, iar la final... Se tragă tot ce pot trage de la ei și după aia se le dea drumul să mai tragă și după aceea, probabil. Da, sigur, erau urmăriți și după detenție, da. În muzeu, sigur, sunt și mărturii ale regimului de detenție de aici, din nou mărturii despre cum s-au transformat studenții. Da, noi o să mergem spre final, da, ca să înțelegem ce s-a întâmplat și cum s-au oprit violențele. Securitatea a considerat că ceea ce se întâmplă aici are succes, din punctul lor de vedere, bineînțeles, și au încercat să transfere studenți și la alte închisori, ca să continue. Sigur, la alte închisori unde erau deținuți politici. Studenți de aici, da, care au stat studenți aici, de aici, care se transformaseră în agresori. Okay. Și nu numai care se transformaseră în agresori, dar vorbim de studenți care, în inerția aceasta a terorii, atunci când ajungeau la un alt penitenciar, erau primiți de colegi. Ce faci? De unde vii? Bineînțeles, cum este orice deținut politic înconjurat de colegi și curioși să afle de unde vine, acesta se duce automat să-i pârască pe colegi, de teamă ca mai târziu să nu spună cineva că l-a văzut discutând cu acei deținuți și nu a declarat. Deci atât de mare era teama de a nu ajunge iarăși victime, încât fiecare încerca să fie și mai dur, să preîntâmpine orice lucru de genul ăsta. De aceea s-a ajuns la violențe atât de mari, de aceea s-a ajuns la liturghiile negre. Vorbim de persoane care înțelegeau ce este sacru pentru ceilalți și din teama de a nu ajunge iar victime, întotdeauna încercau să fie mai duri. Așa s-a întâmplat ca la Gherla și la Peninsula, o colonie de la Canal, să continue aceste violențe, doar că aceste închisori erau mult mai mari, a fost mult mai greu de ținut sub control tot ceea ce se întâmplă aici, mai ales că nu toată lumea dintre autorități, din securitate și din Ministerul de Interne, era la curent cu ceea ce se întâmpla. Au început să apară și zvonuri, o poveste destul de complexă. Cert este că la finalul anului 1951, securitatea a decis să oprească torturile și să pornească o investigație ca să-i pedepsească pe cei care au atentat la imaginea Partidului Comunist. Pentru că deja Partidul Comunist avea probleme cu imaginea, sigur, toate aceste torturi. Era cunoscută situația deținuților politic din România și nu numai din România, din tot lagărul comunist în vest, în țările din afară. Și chiar se transmitea acestor țări să renunțe la detenția politică cu totul.
Dar securitatea a luat decizia să îi găsească pe responsabili și i-au găsit. 22 de studenți au fost acuzați. Inclusiv Țurcanu. Da. Eugen Țurcanu, după cum vedeți, a dat și numele procesului din 54, acuzați că s-au torturat între ei ca să discrediteze regimul comunist. O concluzie foarte absurdă, de altfel probabil și securitatea a regândit-o mai târziu, pentru că în 57, 3 ani mai târziu, au pus în scenă un alt proces prin care i-au acuzat pe cei pe care îi vedeți și pe panou, da, oameni din administrația de la Pitești și Gherla și de la securitate, oameni care, spre exemplu, dreapta sus este directorul închisorii de la Pitești, Alexandru Dumitrescu, despre care știm că el însuși i-a bătut pe studenți. Aceștia au fost acuzați de favorizarea infractorilor. Adică în momentul în care deținuții se băteau, ei nu și-au făcut treaba practic. Deși știm că însuși directorul i-a bătut. Deci nu este adevărat. Sigur că în orice închisoare politică supravegherea era maximă, deci nu se punea problema ca securitatea să nu știe ce se întâmplă. A fost eliberați imediat după proces, practic. O mascaradă de proces, doar ca să mai demonstreze securitatea că ia măsuri. Uite ce am făcut, am luat măsuri. Da. Exact. Deci nu s-a întâmplat practic nimic, în timp ce studenții 17 au fost executați, restul de 5 lăsați în viață. Deci chiar dacă erau victime, nu a contat, majoritatea erau victime, nu a contat pentru securitate, toți au fost executați. Inclusiv Eugen Țurcan? Da. Da. Și el a fost executat? A fost considerat vinovatul. Okay. El a plănuit și a implementat practic totul în viziunea securității. De altfel, el a fost singurul care de la început a negat, explicând care erau relațiile lui cu administrația și cu securitatea. Dar abia la finalul procesului și-a schimbat de poziția și a declarat ceea ce voia securitatea să declare, adică ei sunt vinovați pentru toată această ei cei 17, tortură. Zice. Da? Cei 22, de fapt. 22. Pentru 5 dintre ei s-a comutat pedeapsa. Okay. Da. Dar a fost prea târziu, poate a fost ultima lui încercare de a se scăpa. Probabil și el era conștient că va fi condamnat la moarte, pentru că acestea sunt fapte de teroare, în fine, foarte grave considerate și nu avea altă șansă. Această închisoare a continuat să fie închisoare politică. 64 este anul oficial în România în care deținuții politici au fost eliberați, practic. Este și momentul în care această închisoare încetează să mai fie închisoare politică, deși, sigur, nu știm foarte multe despre anii 70. În continuare și în epoca Ceaușescu au fost oameni închiși pentru ideologie și, sigur, faptul că se împotriveau regimului sau poate nu erau de acord cu toate măsurile sau cu viața din comunism sau aveau nemulțumiri, pur și simplu. Au fost persoane arestate, dar nu mai erau recunoscute de stat ca deținut politic. Ce e nevoie de mai multă cercetare ca să aflăm de fapt cine era deținut politic după 64. Dar după plecarea studenților în 51, au continuat să vină persoane care aveau legătură cu rezistența din munți, deci cu persoanele fugite în munți, sau persoane care refuzau colectivizarea, persoane care făcuseră parte din partidele istorice, preoți, tot felul de persoane, persoane acuzate de spionaj. Chiar această închisoare a devenit un fel de închisoare a spionilor în anii 50-60, foarte multe persoane acuzate de spionaj, și bărbați și femei. Persoane care erau acuzate de trecerea sau de încercare de trecere a frontierei. Da. Da. Am văzut că aveți sus și o bibliotecă. Este librăria. Este această librărie de care ați spus la început. Da, da, da. Okay. Dar vă invit să urcăm și la etaj, la camera 4. E o cameră foarte importantă și chiar o să trecem, o să urcăm pe scara originală. Este chiar cea utilizată și de deținuți. În momentul în care ajungeau la dușurile de aici, de la subsol, da, sau erau transferați la alte celule de la parter sau etaj, ei parcurgeau această scară. Această sculptură, de fapt, vrea să vorbească despre cele două persoane care s-au sinucis în timpul fenomenului Pitești. Au avut șansa să prindă un moment în care, fiind transferați cu un grup de la etaj, gardianul n-a fost foarte atent. În câteva secunde au plonjat cu capul în jos și au murit pe loc. La o săptămână distanță unul de celălalt, la doar câteva luni de la începutul torturilor. După care s-a pus o plasă să nu mai sară nimeni, bineînțeles, da, că nu aveai voie să mori. Deci ne aflăm în camera 4 spital, inițial infirmerie, de aici îi provine numele. Dar sigur, când încep să fie transferați studenții din toată țara, nu se mai ține cont. Nu mai este infirmerie, bineînțeles, deținuții politic nu primeau asistență medicală. Și această cameră, fiind cea mai mare încăpere, a decis securitatea să fie folosită drept cameră principală în timpul fenomenului Pitești.
era cea mai dură, aici puteau aduce mai mulți oameni într-un singur spațiu, 70-80 de persoane, mult mai ușor să obțină informație mai mult într-un timp scurt și, bineînțeles, și să-i terorizeze pe deținuți, pentru că trebuiau să asiste la toate aceste violențe. Este și camera unde se întâmplau blasfemiile din perioada de Paști și camera unde au murit cei mai mulți dintre cei care au murit în timpul violențelor în bătaie. Iar pe panou, sigur, se desfășoară câteva portrete, de obicei fotografii de la arestare, e vorba de deținuți care au trecut prin închisoarea Pitești în timpul fenomenului Pitești. De aceea și camera a devenit paraclis, tocmai pentru că aici era punctul cel mai fierbinte al acestor torturi spirituale, motivul pentru care s-a transformat. Sigur, s-a transformat în sensul că s-a pus această catapeteasmă, pentru că, după cum vedeți, pe jos avem același ciment care este în toată închisoarea, original, și o cameră albă, ca de altfel toate camerele deținuții chiar trebuiau să văruiască ei pereții acestor celule. Practic, multă lume este surprinsă de faptul că, sau își imaginează că aici nu au fost celule pentru că arată atât de curat, dar practic ce mai rău se întâmpla între zidurile acestei închisori, dacă ar putea vorbi, ar arăta altfel. Și aici avem tot așa încăperi cu multe mesaje, cu niște istorii, cu documentare, sigur, fragmente din documentare, chiar interviuri cu deținuți. Ultima oprire este pe acest coridor în care vorbim despre perioada Ceaușescu, tocmai ca să avem o încheiere a comunismului, pentru că multă lume ar putea avea impresia că odată cu închiderea sistemului penitenciar în România, lumea nu mai suferea sau nu mai exista o represiune. Ceea ce nu este adevărat, perioada Ceaușescu, sigur, foarte mulți și-o amintesc. Unii au preferat să extragă doar momentele bune din perioada Ceaușescu, dar adevărul este că tot ce a fost sistematizarea, perioada Radio Europa Liberă, încercarea multor oameni să fugă din țară, persoane care, mai ales în anii 80, aveau foarte multe lipsuri, a continuat, de fapt, represiunea într-o altă formă în timpul regimului Ceaușescu și vorbim și despre partea aceasta, inclusiv 89 și evenimentele din 89. Din nou, fiecare cameră este numerotată și are o tematică. Putem să intrăm, să vedeți. Iar găurile din pereți nu sunt de la gloanțe. Asta ca să lămurim o curiozitate des întâlnită printre vizitatori. Și atunci de la erau ce? Placaje pe pereți. Aha, okay. Care s-au dat jos și au rămas acele găuri. Da, care erau foarte învechite și miroseau foarte urât. Placaje puse în anii 90, practic. Ok. Din nou vorbim despre, cum spuneam și mai devreme, despre perioada anilor 70 și 80. Întotdeauna încercăm să avem în muzeu imagini inedite din arhive, tocmai ca să avem întotdeauna ceva nou cu privire la comunism. Avem chiar și o cameră dedicată postului de Radio Europa Liberă și din care răsună materiale chiar din 89, în momentul în care au izbucnit revoltele. Din nou explicăm un pic despre Radio Europa Liberă și ce a însemnat pentru români, la fel și cazurile de fugă ale unor români din încercările de fugă din țară. Am ales ceva inedit pentru aceste cazuri. Vedeți că în muzeu sunt și aceste lucrări de artă. Ele sunt semnate de Andrei Bălan, un sculptor care și-a dedicat o bună parte din lucrare fenomenului Pitești și detenției politice în general. Și lucrează, după cum ați observat, în diferite medii, fie gips, fie metal, spumă și alte feluri de materiale. Și bineînțeles că dintr-un muzeu despre comunism și despre represiune nu poate lipsi camera despre 89. Da. Da. Și aici câteva detalii despre ce s-a întâmplat la Revoluție. Și mai ales numărul mare de morți, pentru că România a avut un final foarte sângeros al comunismului, spre deosebire de alte țări. Da. Se vede acolo în dreapta. Controversate și astăzi evenimentele. Da. Și din păcate nimeni încă pedepsit sau condamnat. Aici puteți vedea încă o expoziție temporară la care lucrăm. Sunt informații despre persoane care au fost
închise la Pitești în diferite perioade și în special persoane acuzate de spionaj. De data aceasta, figuri mai cunoscute în România, în unele cazuri, cum ar fi frații Agarici sau George Tomaziu, care a fost un artist foarte cunoscut. Și sigur, ultima oprire este librăria, în care aflăm, de fapt, ce s-a scris după căderea comunismului. Vorbim în special despre memorii ale deținuților sau chiar cel mai recent studiu despre fenomenul Pitești, care explică foarte exact ce s-a întâmplat aici. Cel de aici? Da, acela. Și bineînțeles, și alte mărturii din alte închisori sau studii. Un studiu foarte inedit este acesta despre femei, morfologia nevinovăției, care probabil va lua și un premiu. O echipă de cercetători cu care lucrăm și noi au lucrat câțiva ani buni la acest alfabet al femeilor care au fost închise în perioada comunistă. Aceste cărți se pot găsi numai aici sau se pot găsi Se pot găsi și pe site-ul nostru, pentru că majoritatea sunt ale editurii noastre. Noi avem și o editură, editura manuscris.ro. Ok, perfect. Aceasta a fost incursiunea. Vă mulțumim pentru că ne-ați introdus în, într-o mică bucățică a acestui fenomen, ce s-a întâmplat aici. Ne dorim să se afle mult mai multe și povestea să capete dimensiuni mai mari. Dar este nevoie, atunci, da. Mai e de muncă. Bine, vă mulțumim tare mult și vă urăm toate cele bune. Mulțumim mult!